Deci, astăzi, data de o zi mare, e și Sfântul Călinic la Cernica, o zi pe care am planificat-o noi să facem această ședință cu privire la cele discutate în ordinea de zi. Eu fiind președinte de ședință, am terminat repede, datorită faptului că nu au mai fost așa zi și cu paranteză gică contra, s-au văzut astăzi PSD-ul și o parte de cei care au fost la așa, domnul Răducu și cu consiliera care a fost, da, Pro-România, și am încheiat mai repede ședința, pentru că suntem foarte operativi. Eu, în calitate de consilier la satul Gruiu și viceprimar al Oatei Budești, împreună cu domnul primar, am ținut și ținem și se vede. Luptăm extraordinar de mult pentru ca să facem din acest oraș și acest Oatei Budești ceea ce să ajungă și el la culmile cele mai înalte, să asemenea a adevărat oraș. Întâmpinăm aceste greutăți în permanență și vreau să știe toată lumea că întâmpinăm în permanență aceste greutăți. Baca aia de mână, baca aia de ce, baca... Am avut probleme cu șosea, cu Statea Independenței. Ați văzut foarte bine. Lucruri foarte bine. Văzute, frumoase, făcute. La ora actuală, ia câtă, le pare rău. Eu așa zic, le pare rău, de moment ce nu vin să... Am făcut în strada 1907. Ați văzut că erau probleme cu apa, dar alea a fost, am filmat, ați așa. Gunoi, nu mai vă spun de gunoi. Gunoiul, o problemă extraordinară. O povară care ne apasă, ne deasă, motorină. Avem de luptă la salariați, la contribuabili, oameni cetățeni de la orașul Budeu, sate, așa, plătesc la Iridex, așa, și la ora actuală, pe lângă ceea ce se plătește, se aruncă bombane la marginea satului, iar noi suntem nevoiți să facem curat. Ce să mai vă spun? Ați văzut foarte bine că lucrurile s-au schimbat. O parte din oameni au început să ne, nu să ne aplaude, să ne încurajeze, să nu stăm, să nu ne intimidăm. Da. Și vreau să vă spun că nu ne vom lăsa. Atâta timp cât vrem să facem treabă, eu sunt pentru ca să fac. Alături de domnul primar, dânsul el nu face nicio problemă, el mai mult și-a lăsat casa și eu vă spun, mi-a lăsat totul și m-am dedicat în întregii mele activități de la Oatei Budești. Împreună cu consilierii pe care am și le mulțumesc foarte mult, domnul consilier de la Buciumeni, problemă care, și acolo e o problemă care v-a spus domnul primar că o să se facă și drumul și se va asfalta și vom finaliza și canalizarea tot, dar să aveți și puțină răbdare. Pentru că, știți, sunt 5 degete, una mai mare, una mai mic, începem și noi, așa, pe rând, să facem tot. Nu mai spun că la Gruiu facem și acolo, în teren de sport, facem asfaltare, facem puțuri pentru apă, canalizare, la fel și la Aprozi, la fel și la Buciumen, facem la terenul de fotbal și așa. Budeștiu, nu mai vă spun că deja avem la ora actuală, ne vin 2000 și de tone, începând de asta, de tone de piatră, pe care o pune pe drumurile care urmează să le asfaltăm în etapa a doua, pentru că nu se poate toate odată, da? Și în proiectele pe care le-am, cu renovarea școlilor, ați văzut foarte bine, s-au făcut școli. Anveloparea blocurilor, a făcut asociația de locatari. Deci lucruri numai bune la Budești. Vreau să știu la ora actuală să iasă cineva să spună ce nu e bine la Budești. Asta vreau să spun. Domnul Consiliu, aveți dumneavoastră. Nu, ce nu e bine, domnul viceprimar. Lumea are așteptări foarte mari de la noi. Da. Pentru că de aproape 30 de ani de zile știți perfect de bine, nu s-a făcut aproape mare lucru. Și lumea, practic, a început să explodeze. Băi, te-am votat, n-ai făcut, ai promis. Nu. Lumea trebuie să înțeleagă. Un proiect european durează și 2-3 ani, chiar și 4 ani de zile. Din momentul USF-ului sau DALI, da? Până la proiectare, până la finanțare și execuție, durează foarte mult. Eu stau și mă gândesc cu groază, după ce o am avea finanțările, or să vină fel și fel de firme la licitație. Și mi-e tare frică să nu facă contestații, că și o contestație durează luni de zile, mă rog la bunul Dumnezeu,
Cine vine să câștige, să câștige numai să ne facă lucruri bune și frumoase în Rudești. Și eu, vă spun sincer, aș fi reacționat la fel ca și populația, dar ei trebuie să înțeleagă că într-un an și 5 luni de zile am făcut pe 22 luna trecută, am reușit să aducem cât de cât Budeștiul și luminile la lumină, practic. Și Budeștiul și satele la lumină. Eu, mi-e greu când îi văd pe cei din Inari, din Rudari, din Buciumeni, din Aprozi, din Gruiu, care merg încă cu cizme și la ora actuală în secolul 21, în anul 2022. Dar am rugămintea la ei să aștepte. Dacă voi văd că în mandatul ăsta meu, care mai am 2 ani de zile, de stat, nu se va mișca atunci în Budești, eu le garantez și le promit că eu nu voi mai candida. Să aștepte, să aibă puțină răbdare, pentru că nicio localitate din țara asta până acum n-a prins niciun proiect european prin PNRR sau Angel Salini prin ce am depus noi. Toți cei care au prins au fost proiecte vechi din 2014, 15, 16, 17, chiar 2018. Din 2020 încoa, nu cred că este vreo primărie care să fie accesat vreun fond european sau vreun ban public. Rugămintea mea încă o dată. Uitați, am această echipă lângă mine care le mulțumesc foarte mult. Și mai era și domnul Cișma, și mai era și domnul State. Mai era și domnul, da. Da. Ce care... putea să spunem, domnule primar, despre consultarea publică? Ați fost acuzați că nu vorbiți cu cetățenii. Vreau să vă spun că zilnic merg și discut cu cetățenii. Iar dimineața am fost în satul Buciumeni, unde acolo știe toată lumea în partea cealaltă, în fermă, unde sunt casele acelea construite din 1991, n-am cum să intervin pentru că acolo, lângă casele acelea, este un proprietar care nu vor să le dea un drum de servitute. O să găsim o cale legală, pentru că imediat după ce o să termin cu dumneavoastră acest mic reportaj, o să o chem pe doamna Catană, o să-l chem pe domnul Aliman, pe domnul Chirilă, care se ocupă de cadastre, care se ocupă de în sfârșit, de terenuri, tot, să găsim o cale legală ca să putem să le facem un drum și la acei oameni. Uitați, de exemplu, am avut strada Duz 1, Duz 2, Sericii Culturii. A prins un proiect pe OCPI privind cadastru, intabulare, ridicări topo, nu numai pe străzi, dar inclusiv în curțile oamenilor de rezolvăm situația. Pentru că dacă noi avem cadastre, putem să intervenim pe acele drumuri, să le băgăm o piatră, să prindem străzile la asfaltare, apă și canalizare. Neavând un document pe acel drum, n-am cum să intervin pentru că vine Curtea de Conturi și mi se face dosar penal. Spuneați, domnule primar, că ați făcut chiar azi dimineață măsurătorii pe câteva străzi. Cine vreau să spun, dați-mi și mie, vă rog frumos. Vreau să vă spun că am fost în satul Buciumeni, în Budești. Am fost și la Aprozi, am măsurat câteva străzi pentru asfaltare. Vreau să vă spun că străzile din Aprozi care vor fi asfaltate anul ăsta va fi Floarea Soarelui, Dimitrie Cantemir, Azaleilor și Măceșului. Rog cetățean să aibă răbdare, da? Pentru că dacă erau bani sau dacă eram Samantha, dădeam din nas și până mâine dimineață era totul gata. La Buciumeni am fost dimineață și am măsurat și acolo unde vom face câteva scăpâniri unde n-am atât piatră deloc. Avem strada Dafinului, avem Anton Pan, avem Margaretelor, la Budești avem strada Grăului, care are 6.200 de metri pătrați, avem strada Răchitei, care niciodată n-a intrat un utilaj pe acolo și sunt șlauri, șleauri și nici cu cizmele nu poți să faci față acolo, la fel ca și pe Grăului. Avem strada Liliacului, care are 185 de metri liniari, avem strada Izvorului, 138 de metri liniari, și Bradului, unde aici n-a intrat o mașină de piatră niciodată. Și am căzut de acord cu colegii mei din primărie, Consiliul Local, am mers pe terenul cu dânsii, am măsurat, dimineață am mai măsurat odată ca să fiu sigur ceea ce pot să, și câtă piatră să cumpărăm, să achiziționăm, că știți perfect de mine, eu am lucrat în construcții și le mai știu și eu pe astea. În afară de faptul că am făcut și drumuri, și asfaltări, și apă, și canalizare, am ridicat și biserici.
Și, cum spunea și domnul viceprimar, eu mi-am lăsat toate afacerile mele. Dar mulțumesc Dumnezeu că am doi copii buni, care duc afacerile mai departe. De ce? Ca să vin la Budeși. E adevărat că sunt unii care sunt nerecunoscători. Dar cei nerecunoscători sunt cei care mi-au venit astăzi la ședință. Cei care vor rău Budeștiului. Gică contra. Gică contra. Că transmiteți un mesaj, domnule primar? Domnule, ce mesaj? Eu trimit mesaj cetățenilor, pentru că s-a văzut valoarea cetățenilor de astăzi din Consiliul Local, care trebuia să fie prezenți, și mai ales că vreau să vă spun ceva. Deci toate proiectele mele, care sunt inițiate de către mine și de către colegii mei, care știți perfect de mine, sunt puse inclusiv pe site-ul primăriei. E transparență totală. Sunt transmise către fiecare consilier în parte, cu 5 zile, 6 zile înainte, ca să poată să le consulte. Și să vină să... Păi astăzi am avut ședințele pe comisii, doar mi s-au prezentat atât. Restul, nici n-au vrut să facă parte. Deci astăzi. Nu-i frumos. Pentru cum am spus-o și mai devreme, nu duc asfaltul la mine în curte sau la ciună, nu duc asfaltul la doamna Zoia în poartă sau la domnul Matei, nu duc paca sau stațiile de alimentări cu apă păsate. Nu le ducem la niciunul curte. Sunt ale cetățenilor. Ce să vă spun? E muncă grea de dus, mai avem 2 ani de zile. Și ce să vă spun? Îmi pare bine de echipa asta. Cu caracter și cu obraz care se gândește la comunitatea locală din Budești. Eu ce să vă spun? Vă mulțumesc mult de tot. Le transmit budeștenilor. S-ar putea să le săptămâna viitoare, să aibă sărbători fericite, Paști fericit și tot ceea ce își doresc să vi se îndeplinească.